pregătiri și întrebarea este ce știu oficialii români despre ce se va întâmpla mai departe în război și ce pregătesc pe teritoriul țării noastre. Și vreau să vedem un anunț făcut chiar de președintele Klaus Iohannis, cel care adresează o scrisoare Parlamentului României în care îi informează pe senatori și deputați ce urmează să se întâmple în perioada următoare pe teritoriul țării noastre. Atenție! Vor fi aduse aici avioane F-35 și vreau să citez din această adresă trimisă de Palatul Cotroceni la Palatul Parlamentului. Spune așa în această scrisoare președintele Klaus Iohannis: Statele Unite ale Americii au solicitat autorităților militare române ca un detașament constituit din două aeronave F-35 cu personalul aferent să survoleze, aterizeze și să opereze pe teritoriul României în cadrul unor misiuni în comun pentru asigurarea întăririi posturii de descurajare și a capacității de apărare a spațiului aerian al NATO. Este informarea oficială pe care o face Klaus Iohannis către Parlamentul României. Este foarte interesantă și poziția exprimată de ministrul apărării al României, Vasile Dâncu, cel care spune așa, citez: suntem pregătiți pentru orice situație. Acest moment nu este unul în care să ne îngrijorăm cu privire la un atac, dar suntem vigilenți și prin toate forțele de pe flancul estic supraveghem această situație și suntem pregătiți pentru orice situație. Kelemen Hunor, și el vicepremier în Guvernul României, spune așa: toată lumea, vă spuneam, face scenarii, încearcă să afle care va fi următoarea mișcare a lui Vladimir Putin pe data de 9 mai. Kelemen Hunor spune: 9 mai s-ar putea să fie un moment de cotitură, cred că data de 9 mai s-ar putea să ne aducă o altă perspectivă tristă asupra războiului. Din păcate va fi un război lung, cu toate consecințele și pentru noi și pentru Europa, dar eu cred că iată consecințe absolut previzibile la nivel global. Să nu fim naivi, să nu credem că aceste sancțiuni vor opri războiul de la o zi la alta. Noi facem cea mai mare greșeală în interiorul Uniunii Europene și în interiorul Occidentului global, când în loc să căutăm soluții, încercăm să aruncăm vina dintr-o parte în alta sau să arătăm cu degetul către vecinii noștri, către aliații noștri și așa mai departe. Un moment de cotitură. Vreau să vedem imagini cu avioanele F-35. Ele sunt spectaculoase, sunt denumite avioane invizibile, nu pot fi detectate de radare. De asemenea, pot transporta arme cu încărcătură nucleară. Haideți să vedem aceste imagini. Acestea sunt avioanele F-35, două aeronave sunt autorizate să vină pe teritoriul țării noastre. Ele au mai fost aici în România și la începutul războiului, chiar în luna februarie. Vreau să-i prezint pe invitații mei la această oră, alături de mine, generalul Cristian Barbu. Mulțumesc, domnule general, pentru prezență. Este domnul Bogdan Ficiac, sociolog, analist politic. Mulțumesc. Mugur Ciuvică, președintele grupului de investigații politice, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3, realizator și șef de putere. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Avem și un grafic foarte interesant cu acest avion F-35. Domnule general, de ce este atât de importantă prezența acestor avioane F-35 pe teritoriul țării noastre? Sunt denumite avioanele invizibile, aparat multirol destinat în principal misiunilor de superioritate aeriană și lovituri aer-sol. Pot transporta 4 bombe ghidate laser aici, noastră cunoașteți mai bine terminologia, nedetectabil pe radar, poate decola și ateriza pe verticală, viteză maximă de 1930 de km pe oră, poate urca la o altitudine de peste 15.000 de metri. Acestea sunt doar câteva dintre datele acestui super aparat de zbor, care până în acest moment este inegalabil. Și de ce spunem acest lucru? Are trei caracteristici importante, așa, ca să nu intrăm într-o definiție scolastică. Și anume, din punct de vedere al construcției, ca și, dacă vreți, carcasă, este unic prin faptul că această soluție stealth îl face nedetectabil. Apoi, este vorba despre avionică. Tot ce înseamnă electronica de la bord,
înseamnă un sistem ultramodern pentru dirijare, ghidare, conexiune radio, detectare ținte și foc simultan pe mai multe ținte. Și nu în ultimul rând, este vorba despre proprietatea de a proteja pilotul, un lucru extraordinar pe care îl întâlnim pentru prima dată la acest avion, un sistem suplimentar de protecție a pilotului și de evacuare a pilotului în caz de, eu știu, de urgență. Toate acestea fac ca acest aparat, adus în această zonă, în această perioadă, să întărească într-adevăr această capacitate a NATO, ca și postură avansată, înaintată, în vederea preîntâmpinării unor situații în care avioane tot din clasa aceasta supersonic, acesta este iarăși un avion supersonic, ați văzut că are o viteză de aproape 1,8 Mach, în cazul în care avioane supersonice din flota Rusiei ar putea să vină în zona de intercepție a NATO. Ele sunt aici doar în scop defensiv, în momentul de față, dar am văzut declarații ale piloților care au testat acest tip de aparat F-35, spunând că tot ce deține Rusia în materie de armament poate fi distrus cu acest avion F-35 care, spuneam, a fost testat anul trecut și cu această muniție nucleară. Sigur, din punct de vedere al muniției, acest avion este în acest moment echipat cu cele mai noi sisteme de tip reactiv, adică mă refer la rachete sau bombe dirijate, dar spunem în continuare că în timp scurt vor fi echipate și cu sisteme hipersonice. Se lucrează la acest sistem, care sistemul hipersonic va fi instalat inclusiv pe acest F-35. Putem spune că este cel mai scump avion în acest moment dacă este complet echipat. Asta înseamnă că el poate să ducă atât muniție convențională, cum spunem, cu încărcătură convențională, dar poate să ducă și încărcătură nucleară.